Doamna șefa, semnează și mie devizul pentru castingul de azi, te rog. Gogoașă, vezi că am mutat castingul la tine în vilă, nu se mai poate ține astăzi aici. Ce? Vine un client important la o negociere și dacă le vede pe asta umblând pe aici în cracigă, să zică că le-am chemat să influențez decizia și pierdem naibii contract. Păi și la mine ce? Altfel nu se defileze tot în cracigoi? Dacă domnule ferește vine mămica și le vede, ce-i zic? Care sunt starlete XXX, nu sunt asistente TV. Și care-i diferența? Mă rog, le pui la casting să dea o probă de bune maniere în caz că vine măta. Știi ceva? Le spui că facem un film erotic de epocă, cu Maria Tereza. Mă, știi că n-ar fi o idee, rea? Să filmăm cu cai? Acum ți-e clar? Acum da! Acum e clar ca lumina zilei. Prefer noaptea. Eu nu, că nu se văd bine probele. Mă duc să investighez cazul. Pico, giugiuleală, nu vrei să ne începem ziua bine? Pico, giugiuleală, mă, cireșico, mă. Stai mereu, că de parte era la Antau și cu siguranță e poponesc care se benoclează la noi. Și abia așteaptă să ne surprindă. Relax, iubire. Cam înfundat gaura chei, ca să nu se mai chiorască la noi. Alo! Pardon, scuze de expresie. Te așteaptă, ești. Pițirica mică. Încă o dată. Ui, ui. Nu pot să ies. Normal. Atracția mea e puternică. O zi, o. Dar nici ușa nu se deschide. Bombonico, cu ce ai înfundat tu? Chiorete, tu chiar mă crezi proastă? Păi, eu am înfundat-o pe deschis. N-am încuiat-o cu cheia, dar eu știu s-o fi defectat și ea că e veche, de pe vremea lui Pasvante Chioru. Alo, păi iar începem? Pardon de expresie, iubita. Știu ce e cu mine, că e cântul numai la tine astăzi. Și dacă tot s-a blocat, eu zic să profităm de ocazie. Eu zic să o deblocăm până vine Poponeș și vede că e blocată. Că ăla o să zică că noi am făcut-o cu siguranță ca să ne încuiem împreună acelea. Să facem maltele. Și eu? Și tu ce? Pupăză! Sculerea și eliberează-mi ringul, că-mi vin fetele la casting și n-am de gând să le distragi cu atenția cu sex appeal-ul tău. Gogule, promit că-mi țin ascuns sex appeal-ul, dar te rog eu frumos, lasă-mă și pe mine să-mi bucur și eu ochii, mă, cu castingul ăsta, măcar atât, dacă de altceva n-am bani să-mi bucur. Da, Bela? Nu pot acum, că-mi vin fetele la casting, nu se poate în altă zi? Costele, clientul vrea musai să vorbească cu tine, să vadă viziunea despre reclamă. Altfel, nu semnează. Lasă-l pe pupăză să facă castingul, că tot o freacă. Hai, 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 te aștept repede. Ok. Uite, pupăză, să nu zici că-s băia rău cu tine. Rămâi tu să faci castingul în locul meu. Ce zici? Să-ți fie rușine, Gogule, să-ți fie rușine că-ți bagi joc de mine, mă. Bine, bine, Gogule, păi nu se întoarce, mă, roata în serialul ăsta. Pupăză, eu vorbesc serios. Uite, aici e dosarul cu fișele de casting. Verifici și tu dacă fotografiile corespund cu realitatea și dacă nu faci tu altele noi, în toate pozițiile, să știu ce aleg. Mamă, mamă, păi la cum arată astea? Sigur se lasă și cu proba practică. Ah, măcar atât să am și eu parte, dacă de bani deocamdată, next am. Eu tu pastă, ce... Înțeleg ce spuneți, dar trebuie să mă consult și cu șefa, pentru că îmi depășește competențele. Nu, 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 nu cu nevastă mea, nu, cu șefa de secție. Rămâneți pe fier două secunde, vă rog. Ce mai, mă, te fac sex? Nu, nevastă mea face sex, ci nu cu mine. S-a blocat, încerc să o deschid. E dracu să fii de deștept care inventa clanța. Chiorete, nu mai faci așa, că îmi vine să nu te mai las să o deschizi niciodată. Păi și murim aici amândoi? Cu Chiorete în birou ca să poată să facă sex. Dar de unde știi tu asta, intrigantule? Ai privire din aia, Kix? Ești spermen, ce ești? Nu vezi pe-n pereți? Nu! Dar am vrut să intru la șefa ca să întreb dacă am competență să mă duc la o intervenție și ușa e închisă. Dar ce, bă, tu nu știi ce competențe ai, mă? Trebuie muza să te duci la șef ca să spui ce să faci?
Și când se duci la toaletă? Nu, bre! Așa, faltă polițiști, ai ajuns? Nu, bre, dar e vorba că... Că vrei să lași pe oamenii lui, s-o fi ca toate responsabilitățile. Că doar Dana face o gafă, că atât aștepți. Că ești conștient că e îndrăgostită și cu capul în noi? Ce predispusă! Tati, nu ai încercat să-i acoperi. Că de fapt nici nu contează de ce am vrut eu să intru la ea în birou. Știi ce contează? Că s-au închis înăuntru ca să facă... Ce să facă? Măscări! Ori de teapă, mațe, poponeciule, dacă mă minci, iar mănânci! Stai, bătă-mi, ce-i ce le-mă, doamne? Te-am prins cu minciuna. Șlefuitele, bun, acestea a fost. E ultima pe care ți-o mai înghit. Dacă te mai prind o singură dată, că mi sabotez pe ăștia mici, personal îl rog pe domnul Chester să te penalizeze. Adică, păi, iubie, Sofica, da, vre, care îl potica cam o treabă cu tine, hai? Vedeți, șeful? Au făcut o alianță împotriva mea. Da, și s-au încuiat cu cheia în birou și au chemat-o pe babă. Bă, da, am chemat-o pe tanti ca s-o azmută împotriva mea. Înțeleg, șefa, porcule, s-a făcut măgar. Mie de șef, să ne-am paie la măgar dacă vă încerc. Șeful, noi nu ne-am încheiat cu cheia cu alea. S-a blocat răușa singură. Că și că fiindcă e bătrână, e veche, domnul nu mai merge cum mergea. Păi eu văd că nu se blochează. Păi da, nu se blochează, că ea nu se blochează în tot timpul, doar numai când... Când vreți să faceți voi, Hai, Sitir! Da, da, nu-ți e mă rușine deloc! Nu mi-e rușine pentru că v-ați încurat acolo ca păi ne simți, Sitir, care e rușine, nu? Încetăți! Ajunge! Sofico, să dea naiba, să vă prind, că vă mai închideți în birouri, că ați dat de belea cu toată baba voastră! Că eu sunt trimis aici de mai sus, vă, de Don Chestor General, așa că nu mi-e frică de... Chestorașul nostru. Eu trebuie să veghez la buna desfășurare a treburilor. Bă, secția asta este cea mai importantă după arestul capitalei. De-aia trebuie să fiți cu ochii în patru, nu să vă închideți prin birouri. Dar nu ne-am închis șeful voit, a fost un accident. Așa sper și eu. Și o să fiu cu ochii pe tine. Pe mine? Da. Fetelor, producătora trebuie să plece intempestiv, dacă cunoașteți termenul, și m-a rugat pe mine să trag câteva duble cu voi ca să vă vadă în acțiune și se va decide ulterior, adică după vizionare. Filmul se numește Școala de Feterele. Aha. Și să înțeleg că tu ești operatorul. Nu, dragă, eu sunt actor, ca și voi. Cu mine vă trageți. Adică cu mine o să trageți. Adică cu mine o să jucați. Dar eu nu te-am mai văzut în niciun film. Și să știi că am ceva experiență în domeniu. Ai dat mileul de pe televizor la o parte? Na, mie după moa că îmi pare cunoscut. Sigur l-am mai văzut pe sticlă, dar nu știu unde. Eu mă duc să pregătesc camera. Mai șef, ce naiba e a cincea oară, of? Dacă am zis că stau cu ochii pe tine, păi stau! E nici chiar așa, că mă fac să mă simt ca o butelie. Și nu cred că sunt așa ceva, nu? Cine a zis asta, măi, Sofica? Tu ai silueta perfectă. Ești într-o chipare a sex appeal-ului feminin. De unde ai scos-o pe asta cu butelia? Păi, dacă stai non-stop cu ochii pe mine... Dar mai relaxează-te și tu puțin, că nu sunt chiar inamicul public numărul 1. Uite, hai că te ajut eu să te relaxezi, hai. Da. Dar tu cam cât câștigi așa pe lună? Dar de ce întreb, dragă? Băi, ca să-mi dau seama dacă ești de succes sau nu. Ups! Cred că mi-am dat seama. Să știi că mi s-a mai întâmplat niciodată până acum să... E numai din cauza ta! Numai din cauza ta! Că tu, în loc să-ți folosești gura la ceea ce cere meseria asta, tu dacă, 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 dacă din melița aia, da? Pe cum să se concentreze omul la ce are de făcut? Draga mea, aici este casting pentru film erotic, nu pentru talk show, da? Ia, du-te tu, hai, du-te tu jos, da? Și cheamă pe colega ta, hai, du-te! Nu mai râde! Și dacă vrei, te ajut eu să te relaxezi! Iubire,
Mi se pare mie sau tu ești gelos pe nașpetul ăla de Matescu? Nașpet. Da, funcția lui e foarte barosană și funcția bate nașperitatea la fundul gol. Șpenchi! Chiorete, nu mai faci așa, că uiți și de sancțiuni și de tot și sar pe tine. Mai, nu ser deloc, madame, că asta e strategie. Mă iei cu lugul, mă nebunești de cap ca să-mi distragi atenția de la discuția de bază. Cum căvătăluță, n-ai nicio explicație pentru faptul că mi te-ai dat la Matiescu, da? Hai, du-te, mă, ta, și bate la ușă. N-am vrut să vă deranjez, dar atâta să-mi iau dosar. Continuați cearta. Ești că te găsește de aici cap de miel. Chiorete, nu fi prostuț. Vrei să-i dai satisfacție lui Poponeț? Nu vezi că ar face orice să bage zâzanie între noi? Ce zâzanie? Și până la urma urmei, ce legătură e între Poponeț și la faptul că mi te-ai dat la Giorgău? Păi din cauza lui Stămătescu cu ochii pe mine. Și nu m-am dat la el, Chiorete. Eu am încercat doar să fiu drăguță, ca să intru sub piele așa, să-i moi un pic vigilența. Ce să-i moi? Vigilența, Chiorete, să nu mai stea cu ochii pe mine, adică pe noi. Îți dai seama că o să ne vadă orice greșeală și o să ne dea penalizare după penalizare. Sau mai rău, o să ne retrogradeze, vrei asta? Nu! Păi vezi, atunci mergi pe mâna mea, iubire, că știi că mă descurc. Dă-te la o parte, dă-te la o parte, că nici tu nu ești mai bună. Dar n-am scos niciun sunet. Păi tocmai de-aia, dragă, tocmai de-aia. Stai așa ca muta, nici un pic de implicare, nici un pic de pasiune, nici un pic de dedicație. Draga mea, ăsta este film erotic, dragă, nu e sex conjugal între bărbați și femei așa. Se numește Școala de Fete Rele. Și la școală, elevii sunt răi, că vorbesc și nore, da? Păi mie colega mea mi-a spus că-ți place cu mai puțin sonor. De, și tu te iei după aia? Nu cumva este o competiție între voi două pentru rol? Nu, ce are, mă, suntem prieteni, suntem așa ca două surori. De? Păi atunci ia du-te tu jos și încălziți-vă reciproc, că o să vă scot la lecție amândouă odată. Da, o să vă chem eu când consider, pentru că ați avut o prestație lamentabilă, să știi. Lamentabilă. Du-te! Da, bine. Alo, da. S-a întâmplat o nenorocire. Aoleu, s-a defectat iar Ema? Nu, dragă, mi s-a defectat mie jucărioara. Ăsta, jucărioaia. Încerca să o fac cu două tipe. Opa! Ai dat iar de bambu păză? Nu, dragă, le-am prins moca. La ofertă, două la preț de niciuna. Vezi să n-aibă și vreun cadou inclus. Vreo benerică, ceva? N-au, mă, nimic, că sunt controlate, că sunt de meserie. Aha, păi de-aia nu-ți funcționează, mă, că știi că la final o să vină peștele să te pună să plătești. Te-ai blocat pe sistem nervos, că e vorba de bani. Ia și tu o pastilă de potență. Da? Bă, tu ai idee cât costă alea? Ceva mai scump nu puteai să-mi recomanzi? Doctor Șpăgari. Adioterapie, gata, direct pastile. Ca să vă luați voi comisiuni de la distribuitorii de medicamente. Bună, fetelor! Bună! Ați venit pentru școala de... Exact! Doar că trebuie să așteptăm până se scoală cucu! Păi, s-a sculat de mult! Două secunde! Dar de unde știi asta, mă, că s-a sculat? Hei, ce faci, mă, pisică? Te-ai culcat la loc? Am amintit un pic, s-a mințită de cap, nu știu ce am. Păi, au venit două fete să se înscrie la școala de asistente. Ce fac? Aoleu, completează-le tu fișa, că mă îmbrac și vin și-o repede. Ok. Fetelor, momentan nu e gata, așa că m-a rugat să mă ocup de voi. O să începeți cu mine și când vine... Doar îi predau ștafeta, ok? Auzi, da, știi ce? Nu putem să finalizăm tot cu tine, că ne inspiri. Ce să finalizați cu mine? Păi, asta! Băi! Ce, bă, dracu, faceți, mă? Ce, dragă, nu vezi, ești clară? Dar stai la rând, că noi am venit înaintea ta. Băi, inconștientelor, ăsta este soțul meu, luați-vă labele de pe el că vă omor. Hai, tu ți-ai pierdut mințile? Tu crezi că pe noi la serviciu ne interesează gradele de rudenie? Nu, că voi sunteți sinucigași. Mă
fetelor că vă rup picioarele. Fetelor, eu zis să ascultați că e păcat de picioarele astea frumoase pe care le aveți. Mai scoți? O să rind dintr-o dată pe mine, nici măcar n-am avut timp să reacționez. Serios? Pă bune! Ce faci? Ei, îți testăm viteza de reacție, că nu mai ești în formă. Și trebuie să-ți revii, că altfel se lasă cu spitalizare. O să se lasă, da. Așa, da. Ca să creadă țăranul că interacțiunea dintre Sofica și șefulețul a continuat. Bravo, Popoleț! Ce s-a stea, domnșoară? Nu știu, șeful, că nu le-am pus, eu jur! Ok, le-a pus Chiorete. Dacă crezi că asta are vreo importanță, sunteți amândoi la fel de vinovați. Și dacă îți imaginezi că noapte fiind puteți să faceți chestii de-astea aici, te înșele amarnic, că tot instituție publică suntem. E o înșenare a lui Popoleț, șeful! Chiorete n-ar pune în viața lui bețișoare parfumate și lumânări nici dacă i-aș cere. Că el e mai țărănuș așa și n-are finețuri de-astea. Să n-am parte de el dacă te mint. Ok. Din momentul ăsta vă monitorizez pe amândoi. Dar să dea naiba să vă prind că vă luați amenda vieții. Și poate se lasă și cu retrogradări. De scârba aia de joargău nu s-a mulțumit doar să uite cu ochii asupra ta. Acum a vrut să te aibă cu tot trupșorul la lui de uidumă de scăiată. Madam, e atent acilea. Dacă copilașul mie se sperb cu ochii verzi albaștri, gras, cu picioarele X, Chiorete! Nu se-l botez, nu! Fata! Până aici a fost, fă-mă panorama, fă-mă cum vrei tu, fă-mă în toate felurile. Nu pot să cred că n-ai gram de încredere în mine. Eu aș cam avea, dar cu toate măscările astea facilea cu care nu s-o obișnuit, nu pot să cred că asta e, recunosc că n-am fost pregătit. Cu mine n-ai folosit niciodată treaba asta. N-am folosit cu nimeni, disperatule, totul e o scenare, ce nu înțelegi? Scenare? Păi de ce vrea să mă facă pe mine Matiescu gelos? Pentru că nu e! Cum nu e, mă? Dar urmele astea, de la ce crezi că le avem? De la castingul tău! V-a bătut pupăză? Ei, n-a bătut pupăză, n-a bătut niciun pupăză, a pus-o pe una, de ciudă că n-a putut să facă nimic cu noi. Că nu i-a mers, ghișe, jucărioara. Hai, tu să sar cu banii, ai auzit? Că altfel spunem în branjă că ești un mare scroc care nu spune adevărul despre ce urmează să se întâmple în filme. Și ne și distribuie în film. Ok, fetelor, ok. Dar am și o rugăminte. Vreau să văd și eu o probă de Sato. Ei, sigur că da. Cum să nu? Ei, nu cu mine! Cu pupă să că el actorul, nu așa zis? Hai, la filmări la el. Asta e persecuție! Ba nu e, Popoleț, că am văzut că ție-ți plac lumânărelele. Bine că ați venit, șeful! Bine că ați venit! Uitați ce m-am pus să fac! Ce te-am pus, mă, să faci? Șeful ne-a spus decât să ceruiască puțin parchetul! Că dumneavoastră ați spus că suntem a doua secție după arestul capitalei, nu? Nu e adevărat, șef! Bă, tu-l contrezi pe șeful, știi tu mai bine ca el? Nu e adevărat că m-am pus să dau cu ceară, șeful! O varsă intenționat ca să-și mătruiesc eu! Asta pentru că am avut curajul și îndrăzneala să vă spun dumneavoastră că s-a încuiat acolo cu Chiorete ca să... Șeful ăsta e paranoic! Nu m-am încuiat cu nimeni, șeful! Ușa s-a blocat că are iala defectă, logic. Păi atunci mai bine pune-l să repare iala, nu să ceruiască pardoseala. Păi n-am ce să repar, șeful, că iala nu-i stricată. Dacă vreți, vă mai convingeți odată. Ia uitați, că merge de n-are treabă. Vot eros demonstrandum. Se revocă ordinul cu ceruirea pardoselii. Și dacă ții morțiș să lucească, pune-l pe Chiorete să o frece. Mă îndoiesc că o să vrea, că el are iubițică. Nu.
Ai vrut Sado? Sado! 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 Ce faci, măi, Sofico? Ai renunțat la cerui pardoseala? Că nu-l vă băt Chiorete la treabă. Am renunțat și că... că devenea prea alunecoasă și exista pericolul să cădem și să ne rupem ceva. Corect. O parte din leafă, la casierie. Asta dacă vă mai prind, că vă sabotați între voi. S-a înțeles? Ce-a rămas asta? S-a blocat iar. Eu v-am zis șeful că e defectă, dar n-ați vrut să mă credeți. Eu chiar cred că el este producătorul filmului. Păi dar tu nu vezi în ce vilan stă? E clar că are bani! Păi și de ce a zis fata că e actor? Păi o fi excentric, îi place să apară în propriile filme. Iar ați venit, mama dracucelor! Mă, nu v-am zis că nu primesc panarame la școala mea de asistente? Dar n-am venit la școala ta de asistente disperato, pentru că noi știm să tratăm și încă știm să tratăm chiar foarte bine. Nu ne mai trebuie cursuri. Suntem profesioniste. Da, adică o aducem înapoi și din morți dacă ne propunem. Am venit la casa de producție XXX a lui Pupăță. Casa de producție XXX? V-a zis Pupăță că are așa ceva? Dar de ce râzi așa? Cât de proaste sunteți! Păi Pupăză nu are bani să treacă strada, dar aminte să mai finanțeze vreun film! V-a zis așa doar ca să poată să vă călărească, moca! Știi ceva? Eu cred că tu ne minți! Eu cred că tu vrei să ne faci să plecăm și după aceea să ne iei rolurile! Și dacă Pupăză n-are, Gogoașe sigur are, că el ne-a chemat la casting! Aha! A, da! Da, Gogoașe are! Dar face reclame, nu filme XXX! Că l-ar omoră masa! Hai, degajați terenul, că poate vine bărbatul meu și nu vreau să bălească iar după voi. Și dacă vă mai prind pe aici, vă distribui eu într-un film. În ce film? Ce film? Cu cafteală! Afară! Afară! Hai! Da! Hai, repede! Mișcați-vă fundurile alea odată! Ce vorbești, Abloca? Cășcă, fiindcă e stricată, bă, Alexie! Ok, să zicem ca tine, s-a blocat. Dar ce importanță are? Crezi că Mateescu nu o să profite de faptul că s-a blocat cu Sofica acolo? Și Sofica ce crezi că o să facă? Nu ți-a zis ea cu gura ei că vrea să se bage pe sub pielea șefului? Ma, o sparg! Spargi-o, spargi-o că merită! Dar fii atent ce spun de Mateescu, să nu te atingi, să nu-i o dai, că nu o să considere violență conjugală la el. Și-ți pierzi funcția. Ușa-o șparg, captă-mi el! Spargi-o, hai! Dă cu planul, dă cu planul! Acela, scoate pistolul și trage în ială! Poponețule, repari ușa pe banii tăi! Dar nu eu am spart-o, nu eu am tras Chiorete! Tu o repari pentru că e insit! Păi n-am insit nu, Chiorete, spune-mă că tu ai spart-o, ai tras! Minte, dă-te acum! Ai mințit că ai zis că ăștia doi s-au închis acolo în loc să recunoști că ușa e defectă! A, porcă, care-i măcar! Dar nu ai puma să durat! Ce-ai făcut, mă? Nici gloanțe n-ai pistol! Închidule! Bă, Gogule, nici nu știu cum să-ți mulțumesc. Dacă nu le trimiteai înapoi, nu descopeream remediu pentru problema mea, mă. Remediu? Da. Dar ce ți-au făcut, mă? Ha! Ți-am zis eu că aici sunt! Pe ei! Băi! Uite! Asta mi-a făcut așa! Terminați nebunilor că s-a terminat castingul! Fata mi-a convins, sunteți admise! Ce suntem, mami, să-i terminați cu cei cu clopilor? Știm prea bine că tot a fost doar atacea numai ca să profitați de noi! Moca! Doar ca să mă vindești pe mine! Îți mulțumesc, camarade! Lasă că te apăr cu trupul meu! Dați-mi mine! Dați-mi mine! Dă-i! 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 Așa! Dă-i! Dă-i! Ai reparat-o, hienă! Dar las că te fac eu să-ți mai iau amendă! Te rezolvă, fata! Treci repede, că am să spun ceva urgent. La
A zis Dumnezeu să mă monitorizeze pe mine 24 din 24, că e același lucru. Că tu fără mine nu poți să... Nu? Ce ai făcut, deșteptule? Lasă-mă, că niciun pericol la mine, mă! Că doar n-o fi dintre aia să sară pe mine, dă-l în moșa, că-i rup gâtul. Ce ai făcut cu ușa, că s-a blocat iar? Vezi de treaba care a reparat-o pe Poneț. Chiorete! Ce? Tu nu știi tot. Cine? Sofico, deschide imediat ușa! Ce? Ciorcă! Nu pot, șeful, că s-a blocat iar! N-a reparat-o Poponeț, a mințit! N-a mințit că l-am verificat personal. Ai 20 de secunde la dispoziție să deschizi ușa, dacă nu ai 30% penalizare din salarii. Chiorete, mai știi ce ai făcut data trecută de s-a deschis? Nu. Păi atunci... Hai măcar să o facem, că dacă tot dau banii, să nu-i dau degeaba. Și dacă aș face-o cu toți ăia de la Chip and Dale, l-aș plăti atât. Stai nebun. Ce tragi, bre, curică? Acum ți-e clar? Acum e în clar ca lumina zilei, da. Iubire, eu prefer noaptea. Eu nu, că... Eu prefer fața ta versus șapta lui Bogdan, deci eu, e bine să te aplezi, dar... Da, caută și... Da, ok. Care e da? Aia. Bine. Dragă, hai mă, boi! Care e urechea lui dreaptă, Sofia? Arată-ne că poți. Aia e. Aia e, bravo! Pămață șlefuitule, dacă te prind cu mâini... Eu, uite, hai, frate, ăsta a scos parchetul. Acum, dă-te așa. Hai. A scos tot? Gata. Și până la urma urmei, ce legătură e între Poponeț și la faptul că mi te-ai dat la... Giorgău? Păi din cauza lui stă Mateescu cu ochii pe... Mă, ăsta zis că să-l simiți pe el și să zici și tu Giorgău? Cum, eu nu știu ce e cuvântul ăla. Te lasă, tu zi așa. Giorgău? Giorgău? Giorgău. Giorgău? Da, don't touch me. N-am zis. E un fel de don't touch me din Călău. E asta e. Giorgău. Din cauza lui stă Giorgău. Cum, cum, că ca... Giorgău. Giorgău. Da, Giorgău. Giorgău. Merge și... Acțiu. Păi din cauza lui stă Mateescu cu ochii pe mine. Băga mi-aș picioarele, m-ați terminat. Și no, n-am încercat. Păi nu o listă cu cinta terminat. Și nu m-am dat la el. Giorgău m-a terminat. Giorgău! Chiorete, în viața lui n-ar pune lumânărele și bețișoare parfumate nici dacă i-aș cere. Șeful, vă jur că nu mai știu textul. Sper cu ochii mei albaștri și cu picioarele X, al dracu să fiu doar lui Boteza! Na! Ai, ai, ai! Ule! Nu am înțeles ce vrei să spui despre picioarele alea de X. Halu poloistul! Măi, Chiorete! Deci, dacă este sper cu ochii verzi albaștri și cu picioare X, să știi că nu ți-l botez. Corpul. Ai mințit pentru că ai zis că ăștia doi s-au închis acolo în loc să recunoști cinstit că ușa e defectă. E, atunci asta e o spargere și o stoc! Mergea să te pui. Nu mai sunt gloanțe, șeful. Bă, Gogule, nici nu știu cum... Ha, ți-am zis că aici sunt! Viorel! Ne-am spus! L-au bătut! E de până tăi! O l-am dat la capăt! Fetelor! Merge și... acțiune! Ha! Ți-am zis că aici sunt! Nu! O l-am dat la început, micile! Dar ce ți-au făcut? Aici sunt. Și ce faci? E legat. E legat. Care? Nu, la ce s-a făcut?